Bine v-am găsit la știri! În primele trei luni ale acestui an, numărul turiștilor care au vizitat județul Alba a crescut cu aproape 40% față de perioada ianuarie-februarie 2011. De asemenea, durata media șederii în hotelurile și pensiunile agroturistice a crescut de la 1,8 zile la 2,2 zile. Din datele puse la dispoziție de Direcția Regională de Statistică Alba reiese că aproximativ 14.300 de turiști au trecut pragul unităților turistice din județul Alba. Începutul anului s-a anunțat a fi unul promițător pentru proprietarii de pensiuni și de hoteluri, asta pentru că numărul de înoptări în unitățile turistice cu minimum 10 locuri de cazare a crescut cu peste 77% față de primele 3 luni ale anului trecut. În trimestrul 1 anului 2012, unitățile turistice din județul Alba au fost cazați 14.242 de turiști, majoritatea în hoteluri 37,4%, urmate de pensiuni cu 28,9%. S-a înregistrat o creștere de 39,5% în față de perioada anului trecut. Aceeași perioadă anului trecut. Doar în martie, aproape 5.400 de turiști au vizitat județul Alba, cu peste 2.200 mai mulți decât în aceeași lună din 2011. Aproape 20 de mici producători agricoli din Ciumbrud au venit joi la Alba TV pentru a-și vărsa năduful. Supărarea acestora se leagă de faptul că legea nu permite persoanelor fizice autorizate să folosească zilierii ca forță de muncă. Controlele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba în localitatea Ciumbrud s-au lăsat cu sancțiuni usturătoare, două amenzi de 20.000 de lei fiecare și un dosar penal, toate pentru munca la negru, mai precis pentru folosirea zilierilor la lucrările agricole de către persoanele fizice sau persoane fizice autorizate. După trecerea controlelor, micii producători din Ciumbrud au dezgropat securea războiului. Consideră că statul român, în loc să-i ajute, le bagă bețe în roate și că atare au venit la Alba TV să-și pună păsul. Numai dacă facem și noi un meeting, să ne ținem noi țăranii că suntem și vrem să lucrăm, dar nu că să facem societate. Noi nu putem face societate, că numai primăvara și toamna putem să vindem marfa. Și trebuie să investim în 2 ani de zile, trebuie să investim. Nu putem face societate. Singura posibilitate este aceea de a ne lăsa să lucrăm cu zilier. Pentru că dacă ar fi, cum zic autoritățile, asta ar însemna ca orice producător agricol, nu mă refer la PFA-uri, ca producător agricol să formeze o societate. Adică dacă la mine ca producător vin doi ajutori, cum am pățit eu, care declară că vin la mine ca ajutor și la prima abatere primesc 200 de milioane în lei vechi, amendă, eu spus la pământ. De 7 ani lucru și eu și sunt în acea situație ca și restul producătorilor, deci fără zilier nu se poate lucra și zilier e vorba de vara de 2-3 luni, angajament nu se poate nici într-un fel că nu ne permitem să angajăm oameni, deci singura posibilitate ori să se lucreze cu zilierii, ori să pune suprafață mai puțină, lucri numai tu și atunci să importă de dincolo căzbun roșiile de Spania, Italia, crescute în bolovan, și mâncăm toate chimicalele de export. Să avem posibilitate să scoatem bani pentru a produce și nu ca să vină și să ne amendeze pentru că noi producem, muncim și nu ne lasă în pace ca să muncim. Nici nu mai știi ce să mai zici tu. Că te scoate din sărite, vă spun, și mai bine atunci să vină să mă lege și să mă bage în pușcărie. Dar mi-e frică să nu fac ceva prostie, domnule. Vine și să, cumva să mă scoate din sărite să fac o prostie. Vă spun aici în fața tuturor. Că sunt foarte, foarte nervozon, fiindcă eu muncesc din greu și am muncit din copil mic, de am realizat ceva. Am muncit zi și noapte, muncim. Așa că și băieții ăștia și toți care suntem aici, suntem oameni muncitori care am realizat ceva pentru Alba Iulia, pentru județul nostru. Și venim la festival și venim și ne cheamă și după aia vin și ne amendează. Aproximativ 30 de mici producători agricoli din Ciumbrud se află în această situație. La unison fac apel la parlamentarii de Alba pentru a iniția proiect de lege prin care să se înlăture din legea zilierilor paragraful care interzice folosirea acestui tip de forță de muncă de către persoanele fizice autorizate sau neautorizate. Consideră aberant această interdicție și dacă nu se va schimba nimic în bine, vor ieși în stradă să protesteze. Ministerul Sănătății intenționează să legifereze introducerea taxei pe bere și pe produsele de tip fast food. Taxa pe hot dog and company susține ideea suprataxării produselor nesănătoase, iar taxa pe bere are ca argument faptul că și lichidul de la țap sau halbă este băutură alcoolică și ca atare trebuie supus unei taxe de viciu.
Potrivit ministrului Sănătății Vasile Cepoi, există o morbiditate crescută pe anumite boli cauzate de alimentația nesănătoasă, precum produsele de tip fast food. În privința berii, ministrul consideră firesc să fie încadrată în rândurile băuturilor alcoolice și ca atare suprataxată. Alba Iulienii privesc cu detașare introducerea acestor taxe. Când vine vorba de produsele fast food, unele opinii sunt picante, iar la capitolul taxa pe bere, de-a dreptul spumoase. Dacă tot vrea să fie bani, să iei de unde, de la hoția mare, nu de la noi, sunt toți care vin să mâncăm o saurma sau ceva. Auzi, nu suntem bolnavi, plini de boli. Adevărul e că produsele fast food nu sunt așa de sănătoase. Deci, în ultimă instanță, e bine. Deci e bine că ai tu. N-aș mânca așa ceva niciodată. N-ați mâncat niciodată? Niciodată. Nu folosesc. Am mâncat, dar n-aș mai mânca niciodată. Părerea mea că ar fi bine să pună o taxă pe fast food. De ce? Pentru că e o mâncare nesănătoasă. Pe bere ar fi bine să nu pună. Din pe partea mea să nu mai fie. Nu, băi, nu. Să bagi, băi, taxe. Pentru că e de foarte proastă calitate. Bere, cel puțin. Vorbește altceva, zi. Și bere de fast food. Și cu produsele de fast food. Să pune taxe, mă, să pune taxe, că nu sănătoase deloc. Eu am părere foarte bună. De ce? Da, să mai câștige statul, dar să dea banii la, zic cum să zice, la ăștia sănătate. Serios, fără mișto. Domnule, este bere fără alcool, bă, de-aia, fără alcool. Și eu sunt de acord cu chestia asta, cu taxa. Păi vreau să fie mai scumpă. Nu contează. Nu mai beau trei, beau două. Dar și cu, și pe, dar banii și... să meargă unde trebuie, domnule, la sănătate. Sau la copii handicapați, sau la undeva, eu sunt de acord. Da, taxa asta include și produsele de tip fast food. A, păi eu nici nu mă, foarte bine. Că n-ați cum arată tăți, românii, 120 kg, 140, serios, fără mișto. Păi nu și copiii tăți sunt suflați, tăți sunt nu, da, da, așa. Eu sunt de acord. Eu nici n-am mâncat de la nici știu ce înseamnă fast food. Că vă mă pe școlari, cum bagă ei, uite la ei cu gra căscate, t-au mâncat asta, uite la ei. Dar ați redonă cât eu sunt fast food, fără mișto. Mare bagă nu știu ce piesă alb, muștar de la sau minu, eu nu mânc așa ceva, tată, mai bine mănânc un cartof, un pirou și o fasolă și mai sănătos. 62 de ani, tată, uite-te aici, forță cât te vrei. Adio, pică frunza. Proiectul legii sănătății, ce va cuprinde și prevederile vizând aceste taxe, ar urma să fie lansat în dezbatere publică la începutul lunii iulie. Ministrul Comunicațiilor Dan Nica a declarat că în cazul în care Parlamentul nu aprobă legea retenției datelor, așa numită lege Big Brother, România riscă o amendă de 40.000 de euro pe zi. În acest caz, colegiul Comisiei poate decide trimiterea cazului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care dispune sancțiunile financiare față de România. Proiectul legii retenției datelor de comunicații electronice prevede că furnizorii de internet și de telefonie sunt obligați să stocheze timp de un an toate datele legate de convorbirile telefonice și schimbul de e-mail-uri. Companiile nu vor reține însă și date referitoare la conținutul e-mail-urilor sau al convorbirilor telefonice. La rândul său, ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a informat în ședința de guvern că Parlamentul trebuie să adopte până la sfârșitul acestei luni legea retenției datelor de comunicații, astfel România riscând să plătească pentru fiecare zi corecții financiare de peste 40.000 de euro, plus o sumă forfetară de peste 1.000.000 de euro. Mâine este celebrată Ziua Europeană împotriva obezității. Direcția de Sănătate Publică Alba va desfășura de-a lungul acestei luni o campanie de informare și educare dedicată acestei zile. În județul nostru vor fi distribuite oamenilor 3.000 de pliante care subliniază riscurile obezității, dar și motivele pentru care copiii sunt predispuși la această boală. Începând cu anul 1980 și până în prezent, predispunerea oamenilor la obezitate s-a dublat. Astfel, în 2010, aproape 43 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani erau supraponderali. Sloganul campaniei desfășurată în acest an este Trăiește mai ușor. În județul Alba, implicarea în aceste activități se va concretiza prin acțiuni de informare a populației. La Ziua Europeană împotriva obezității este o zi și o campanie dedicată conștientizării acestei afecțiuni care are loc, campanie care are loc în întreaga Europa, în fiecare an, în a treia sâmbătă a lunii mai. Această zi reunește comunitățile medicale și politice cu publicul în evenimente ce au loc în întreaga Europa. Pentru acest an, tema aleasă pentru celebrarea Zilei Europene împotriva obezității se referă la influența de zi cu zi asupra stării de sănătate a oamenilor. În județul Alba vor fi derulate activități de conștientizare a populației asupra importanței unei alimentații sănătoase și importanței mișcării, de exemplu, încă din perioada copilăriei, activități care vor fi derulate în 26 de localități,
8 urbane, 18 rurale și se vor derula prin intermediul asistenților medicali comunitari. Scopul acestei campanii este menținerea greutății corporale în limite normale și creșterea responsabilității oamenilor față de sănătatea lor. Obezitatea trebuie prevenită încă din copilărie, astfel că trebuie să avem grijă să nu abuzăm de obiceiurile noastre alimentare și să aplicăm sfaturile medicului. O alimentație care să fie săracă în grăsimi, să fie o alimentație echilibrată, să fie o anumită cantitate de proteine reprezentată prin alimente de natură animală, de asemenea legume, fructe care aduc aportul de vitamine și de asemenea foarte importantă este mișcarea. Și de asemenea munca de prevenție și de încă din perioada tânără face ca în perioada adultă să putem să ducem o viață sănătoasă și mai apoi la vârsta a treia să putem evita multe din boli care sunt specifice acestei vârste. Direcția de Sănătate Publică Alba organizează campania în parteneriat cu autoritățile publice locale, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Asociația Medicilor de Familie, Crucea Roșie Filiala Alba și Asociația Alături de Tine. Crescătorii de bovine pot solicita prima pe exploatație pe 2012, începând de luni și până pe 30 iunie. Asociațiile care vor să depună cererile în numele membrilor proprii trebuie să depună la APIA documentele care atestă funcționalitatea asociației până în 10 mai 2012. Prima pe exploatație se acordă odată pe an producătorilor agricoli înscriși în evidență APIA cu cod unic de identificare în funcție de efectivul de bovine înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor. Odată cu cererea, solicitanții trebuie să depună la APIA și o copie a buletinului de identitate, a codului unic și al certificatului de înregistrare. De asemenea, se vor atașa documentele care atestă proveniența animalelor pentru exploatațiile înființate după 31 ianuarie 2008. Crescătorii vor da și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că animalele pentru care solicită prima nu au fost eligibile în perioada 2008-2011. Extrem de importantă este copia după dovada contului bancar activ. Începând cu 21 mai, la nivelul județului Alba, se vor lua cereri pentru bovine. Precizez că am planificat preluarea celor 9.000 de cereri aferente județului Alba pe centre locale. Este vorba de subvenție pentru care fermierii noștri majoritar cunosc procedura, baza de date este actualizată, sperăm să nu mai întâmpinăm atâtea dificultăți. Crescătorii de bovine care solicită prima pentru un efectiv mai mare de 50 de capete de bovine pot completa cererea de plată online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea cererii, aceasta trebuie tipărită și depusă la centrul local județean al APIA, individual sau prin reprezentant legal. În județul Alba a crescut numărul crescătorilor de ovine și caprine. Concluzia vine în urma depunerii la APIA cererilor pentru plata complementară. De asemenea, și numărul animalelor a cunoscut o creștere considerabilă față de anul anterior, cu aproximativ 23.000 de capete. Astăzi a fost termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente anului în curs în sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine. Dacă în 2011 s-au depus la APIA 1520 de cereri pentru aproape 274.000 de capete, în 2012 numărul acestor a crescut la peste 1600 de cereri și un efectiv de aproximativ 300.000 de capete. Per total județ suntem la peste 300.000 de oi solicitate la plată, care se va efectua din bugetul național. Eu cred că este un progres, au și fermierii județului Alba au înțeles sau, într-adevăr, subvențiile din anii anteriori au produs efecte, au fost mai bine informați. APIA va desfășura în perioada 21 mai 20 august controlul la fața locului pentru speciile ovine și caprine la adresa menționată în cerere. Solicitanții primelor au obligația de a menține în exploatație efectivul de animale pentru care au cerut prima. În județul Alba sunt înmatriculate aproape 1600 de tractoare și aproximativ 4500 de remorci. De asemenea, în evidențele Serviciului Public Comunitar Regim de Permise, Conducere și Înmatriculare a Vehicolelor Alba se află circa 1200 de semiremorci.
La Serviciul Județean de Înmatriculare sunt înregistrate 1333 de tractoare rutiere, 221 de tractoare, 522 de autotractoare și 1886 semiremorci, dintre care 3 speciale. În privința remorcilor, 4 tipuri de asemenea vehicule atașate se folosesc în județul nostru. Este vorba de 4338 de remorci, 137 de remorci speciale, 2 remorci forestiere și 7 remorci lente. Denumirea acestora din urmă se trage de la rapiditatea melcului, întrucât pot fi tractate doar de tractoare agricole sau forestiere cu o viteză maximă ce nu depășește 30 de km pe oră. Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Alba Iulia a fost vizitat astăzi de o clasă de elevi ai Școlii Generale Vasile Goldiș. Vizita a făcut parte din programul organizat cu ocazia Zilei Porților Deschise. Chiar dacă centrul de zi este o instituție care se adresează în primul rând prin activități specifice vârstnicilor, astăzi au fost invitați aici și elevi. Micuții au avut astfel ocazia de a vedea unde și cum își petrec timpul bunicilor. Este un proiect și la căminul de vârstnici, toate căminele din Alba, au loc astăzi, are loc ziua porților deschise și diferite activități. Pentru copii, pentru vârstnici, avem curs de limba engleză, copiii clasei a doua C, care au venit pentru o lecție interactivă. Avem concurs de cultură generală cu vârstnicii și multe alte activități. Elevii clasei a doua C de la Școala Generală Vasile Goldiș au avut parte de o lecție de matematică interactivă în care au demonstrat că cifrele și problemele de aritmetică nu le pun probleme. Chiar dacă sunt doar în clasa a doua, micuții sunt experți și în informatică. Laptopul nu reprezintă un mister pentru ei. Cifrele potrivite în casete pentru a compune numerele naturale scrise în litere și cifre. Avem clasa miilor și clasa unităților, 235. Da. Bun. Cifrele potrivite în casete pentru a compune numerele naturale scrise în litere. Numărul 300. Cum vi s-a părut lecția interactivă de matematică de aici, de la centrul de zi? Mi s-a părut foarte frumoasă, atractivă și chiar a rămas surprinsă, pentru că azi fiind totuși ziua de vineri, sfârșit de săptămână, de obicei copiii sunt obosiți la sfârșitul săptămânii. Copiii mei, adică elevii clasei a doua C, au dovedit că stăpânesc foarte bine cunoștințele învățate la disciplina matematică. Este o lecție interesantă. Noi folosim videoproiectorul la clasă și laptopul, ceea ce s-a demonstrat că ei folosesc cu ușurință deprinderea de a folosi mouse-ul și laptopul. La plecare, pentru faptul că au știut să rezolve toate problemele de matematică, micuții au fost răsplătiți și cu cărți de povești pentru a nu lăsa deoparte nici literatura. Și Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia și-a deschis astăzi porțile. Astfel, vizitatorii au avut ocazia de a afla informații despre serviciile pe care le oferă Căminul și au plecat de asemenea într-un tur al clădirii care adăpostește aproximativ 80 de suflete. Ziua Porților Deschise a avut drept scop incluziunea socială a persoanelor vârstnice și prezentarea serviciilor oferite de Căminul pentru vârstnici din Alba Iulia. Mi-am propus această acțiune întrucât îmi doresc din suflet ca acest cămin pentru persoane vârstnice să fie cunoscut de toți locuitorii municipiului și chiar din județ. Este important pentru că este un cămin foarte frumos, este un cămin bine dotat, aranjat, reabilitat și modernizat în ultima perioadă. În primul rând îmi doresc să fie vizitat căminul de grupuri de persoane care vor veni, începând acum de la ora 12 și jumătate până la orele 18. Dacă este nevoie, rămânem și mai mult. Și chiar îmi doresc din suflet să fim cunoscuți. Atmosfera călduroasă și primitoare umbrește astfel termenul preconceput de azil și așează în fața vizitatorilor o adevărată casă cu absolut tot ce un suflet are nevoie. În primul rând, căminul fiind cămin de asistență socială, oferim serviciile de asistență socială, oferim servicii medicale, normal, cămin socio-medical este, oferim consiliere psihologică, consiliere emoțională, religioasă. Oferim în primul rând găzduire, în primul rând găzduire și hrană vârstnicilor noștri care sunt prezenți aici și care pot dânsi și să confirme și să spună
în ce condiții stau și care este traiul de zi cu zi al dânșilor. Din 2008 și până anul trecut, Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia a trecut prin ample procese de renovare și reamenajare, beneficiind de finanțare din fonduri europene. Dragi invitați și dragi colegi, îmi revine mie greaua sarcina de a arăta mulțumirile noastre și e normal să fie așa. Mi-aduc aminte că sunt aici de 8 ani. Pe lista obiectivelor se mai află și extinderea capelei și transformarea ei într-o bisericuță, construirea de garaje și aducerea unor gherete pentru pasnici. Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit astăzi cursul festiv a celei de-a treia promoții de absolvenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Cei 175 de studenți care au fost instruiți în Alba Iulia au transformat municipiul nostru într-un adevărat centru de învățământ superior tehnic. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a deschis extensia din Alba Iulia în anul 2006. În 2012 au absolvit 46 de ingineri în specializarea tehnologia construcțiilor de mașini, 27 de ingineri din specializarea inginerie economică industrială, 21 de ingineri din specializarea sisteme și echipamente termice. Acestora li s-au adăugat 51 de absolvenți ai masteratelor de tehnologie avansată de fabricație și 30 de absolvenți în managementul energiei termice. La festivitate a participat întregul corp profesoral din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, rectorul Radu Munteanu, decanii Petru Berce și Liviu Vaida și, nu în ultimul rând, directorul extensiei Alba Iulia, profesorul Sorin Gozav. Este o zi de sărbătoare pentru ei. Promoția terță a Universității, de absolvență a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, școliți in integrum la Alba Iulia. Astăzi ei sărbătoresc cursul festiv și absolvirea facultății la Alba Iulia. Astăzi sărbătorim o nouă premieră. Este prima promoție de ingineri de la Facultatea de Mecanică și prima promoție de absolvenți de master de la Facultățile de Construcții de Mașini și Mecanică, având astăzi un total de 175 de absolvenți la Alba Iulia. Alături de reprezentanții administrației locale, la festivitate au participat părinții, bunicii, soții, soțiile și chiar copiii absolvenților. Apul un Bikers din Alba Iulia organizează mâine ora 13:30 marșul motocicliștilor. Chiar dacă nu suntem pe două roți, trebuie să fim precauți, dar și conștienți de prezența motocicliștilor în trafic. Bikerii prezenți la marș vor pleca din parcarea situată în spatele benzinăriei din zona stadion. Înființat în urmă cu un an, clubul Apulum Bikers din Alba Iulia are în componență 18 membri care mâine vor protesta în felul lor față de inconștiența conducătorilor auto. La această acțiune sunt invitați să participe toți motocicliștii sau scuteriștii din județul Alba. Vrem să facem o campanie de conștientizare a participanților la trafic, și cei pe două roți și cei pe patru roți, mă refer la automobiliști, pentru reducerea evenimentelor rutiere. Să știe că motocicliștii sunt expuși mult mai mult decât automobiliștii în cazul unor produceri de evenimente. Marșul se află, de fapt, la a doua ediție. Acum 2 ani, dacă nu mă înșel, a fost organizat, dar cumva nu sub egida asociației care am făcut-o noi. Motocicliștii sau scuteriștii care vor să se alăture acestui marș trebuie să știe că întâlnirea are loc la ora 13:30, iar la ora 14 se va pleca pe un traseu deja stabilit. Vom pleca în jur de ora 2. Marșul este autorizat de către Primăria Alba Iulia, ne sprijină Poliția Alba Iulia. Vrem să plecăm de la stadion înapoi 3, apoi la gară, vom urca în cetate pe Vasile Goldiș, strada Victoriei, din nou la stadion, coborând la Unirea, apoi iară la gară și vom veni pe Bulevardul Horea la stadion.
Estimez că în 20 de minute am face acest traseu. Pentru acest marș sunt așteptați și bikerii din județele învecinate care se vor alătura acestei campanii de conștientizare. Avem semnale de la prietenii noștri din Hunedoara, o să vină Clujul, am înțeles, o să trimit o parte. Bineînțeles, în județ Aiud, Cugir, Sebeș. O să vedem mâine, eu zic că ne vom strânge chiar mulți. Apulum Bikers își propune să le arate celorlalți participanți la trafic că și cei pe două roți sunt pe drum. La Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia a fost zarvă mare. Astăzi s-a jucat în avanpremieră piesa Zulenca în regia lui Cristian Pepino. Prin acest spectacol s-a propus marcarea celor 60 de ani de existență a Teatrului Prichindel. Micii spectatori au fost vrăjiți de o lume a bazmului plină cu peripeții. Teatrul Prichindel a fost plin de prichindei care au venit să afle povestea micuței Zulenca. Totul a început când mama fetiței a fost închisă într-un nufăr de vrăjitoarea Zaralda, care în final a fost pedepsită pentru răutățile pe care le-a făcut. Rolul de povestitor a revenit actorului Radu Hăpăian Dan, care până la final i-a condus pe cei mici în lumea basmului. Și Zulenca, tatăl și mama ei, au trăit fericiți în castelul din pădure. Regele Gogo, spiritușii, veverițele și coțofana veneau adeseori să-i viziteze. Dar nimeni n-a mai auzit vreodată de vrăjitoarea acelea, Zaralda. Spectatorii Zulencăi au fost preșcolarii și elevii claselor primare din județul Alba. La final, ei le-au mulțumit actorilor prin aplauze pentru prestația de pe scenă, dar în ceea ce privește personajul preferat, părerile au fost împărțite. Mi-a plăcut atunci când a venit vrăjitoarea. Și ce ți-a mai plăcut în rest? Mi-a plăcut de fetița aia. Mie mi-a plăcut fata. Și altceva ce ți-a mai plăcut la teatru? Zena. Mi-a plăcut la teatru cel mai mult fetița aceea mai mică. Și ai mai fost la teatru până acum? Da, vrăjitoarea. Și altceva? Și păpușa mică. Ai mai fost la teatru până acum? Da. Scenariul piesei a fost adaptat și scris pentru actorii Teatrului Alba Iulian. În rolul personajelor de pe scenă au fost Amalia Pop, Teodora Popa, Elena Scorțianu, Ramona Mincu Benchea, Radu Hăpăian Dan și Ioan Pompiliu Cristia. 30 de copii și tineri s-au străduit aseară să convingă juriul că merită trofeul sau unul din premiile festivalului concurs Cântec Străbun. Ajuns la cea de-a șasea ediție, evenimentul este o competiție între copiii și tinerii cu real talent interpretativ a cântecului popular din mai multe zone folclorice. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură Augustin Bena Alba. Este un concurs care se adresează categoriilor de vârstă mică, mijlocie și mare, respectiv ciclul primar, gimnazial și liceal. Este un concurs, aș putea spune, unic în Transilvania, pentru că de regulă aceste concursuri se adresează categoriilor de vârstă de la 16 ani la 35 de ani. Noi ne-am gândit la copii, pentru că sunt foarte mulți copii talentați care nu aveau niciun moment de competiție. În urma preselecției care a avut loc, au rămas 30 de concurenți, câte 10 concurenți pentru fiecare categorie de vârstă. Va fi o concurență destul de serioasă. De unde provin acești copii? S-au înscris în acest an din 6 județe ale țării. Satu Mare, Baia Maramureș, Bihor, Arad, Bacău, Alba, Sibiu. Festivalul are drept scop punerea în valoare a tezaurului cântecului popular românesc autentic, lansarea de noi talente interpretative și stimularea interesului publicului pentru receptarea creațiilor folclorice. Jurul alcătuit din specialiști în domeniul cântecului popular a avut o misiune foarte dificilă. Avem niște criterii destul de bine așezate. În primul rând este primul criteriu ar fi calitatea vocală a fiecărui interpret, apoi repertoriu abordat, ținuta scenică, costumul popular autentic. Deci sunt câteva criterii serioase pentru care noi suntem prezenți aici în juriu și suntem datori să le observăm și să le notăm. Concurenții cu mari emoții, dar cu voci de o sensibilitate deosebită, au interpretat câte două piese la alegere, Doine sau Cântec de joc și Voie bună, care au încins atmosfera. Satul meu, grădină mare, da, 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 da,
locuință cu Telorman, de acolo era bunica și mama, dar stau de câțiva ani buni în Sebeș. Am cântat două melodii de la regretatul Liviu Vasilică. Cum ți s-a părut competiția până acum? A fost frumos, o experiență, un pic emoții, dar sperăm că va fi totul bine. Am interpretat două melodii, Două doamne la lume bine și Satul meu grădină mare. Spune, cu cine te pregătești? Cu doamna profesoară Leontina Farcaș. Cât de mult ai pregătit pentru acest concurs? De la 3 ani și 8 luni. Gala laureaților și recitalurile se desfășoară astăzi începând cu ora 18 în incinta Alba Mall. Seara de gală este organizată în parteneriat cu Asociația Pro Tinerețe în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului din România. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport. Terenul de golf Paul Tomiță din Pianul de Jos va găzdui mâine cea de-a 6-a ediție a cupei organizate de o companie privată din județul Alba. Întrecerile vor lua startul la ora 12. Scopul acestei competiții este facilitarea practicării golfului, promovarea lui ca sport în masă, sprijinirea performanței, precum și crearea condițiilor optime pentru practicarea golfului. Competiția de anul trecut a fost o reușită, înregistrându-se participarea a 52 de competitori din România și de peste hotare. Câștigătorul ediției din 2011 a fost Viorel Coman, membru al Golf Club Paul Tomița. Pentru ediția de anul acesta s-au înscris până în prezent peste 35 de competitori. Terenul de golf Paul Tomița va găzdui pe parcursul întregului an o serie de competiții dedicate iubitorilor acestui sport elegant. Gruparea din Cetatea Marii Uniri va juca mâine penultima partidă de pe teren propriu din acest campionat. FC Unirea Alba Iulia va întâlni FC Argeș Pitești cu începere de la ora 11. După ce au făcut egal cu Mureșul Deva, echipă care a performat cu lotul de juniori, alb-negri întâlnesc mâine FC Argeș Pitești. La partida de pe cetate ne putem aștepta la orice rezultat din partea elevilor lui Stelian German, care și-au dezamăgit suporterii în ultima perioadă. Antrenorul uniriștilor speră ca elevii săi să conștientizeze importanța unei victorii acasă. Vis-a-vis de meciul de sâmbătă, eu personal îmi doresc să încheiem acest campionat cu o victorie acasă pe teren propriu. În același timp vreau să înțeleagă jucătorii că și s-a demonstrat și la meciul de la Deva că și ceea ce ziceam eu, nu poți să te prezinți pe teren și să câștigi. Atunci când intri pe teren trebuie să dai tot din tine și să fii profesionist 100%. FC Unirea Alba Iulia și FC Argeș Pitești sunt vecine de clasament. Unirea se situează în continuare pe poziția 10, iar echipa din Pitești pe poziția 9. Partida de mâine este una fără o miză prea mare, poate doar de onoare pentru alb-negrii, care se pare că joacă doar din obligație și nu din plăcere. Derbiul Steaua Dinamo s-a terminat 3-2. Peste 40.000 de suporteri au fost prezenți pe Național Arena pentru a-și încuraja echipa favorită. După această victorie, Steaua rămâne în cursa pentru titlu. Alexandru Curtean a deschis scorul în minutul 21 cu un șut la 13 metri după o pasă venită de la Alexe. Steaua a egalat în minutul 43 în urma unei lovituri la 11 metri transformată de Raul Rusescu și acordată după un fault al lui Dragoș Grigore asupra lui Leandro Tatu. Iliev a majorat diferența după ce a marcat cu capul din plonjon în urma unui corner de pe partea dreaptă. Același Iliev a reușit dubla și a marcat din nou cu capul de la circa 6 metri tot după un corner de pe partea dreaptă. George Țucudean a redus din diferență în minutul 86 cu un șut la 16 metri la colțul scurt. Steaua este pe locul al treilea în clasament la 2 puncte de FC Vaslui și CFR Cluj. De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe locul al cincilea. Partida de pe Cluj Arena dintre Universitatea Cluj și CFR se va rejuca în această seară. Tribunalul de arbitraj sportiv a decis ca partida oprită după doar 27 de minute să se rejoace de la primul minut și de la scorul de 0-0.
CFR Cluj a înaintat miercuri un apel declarativ la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, prin care a făcut o cerere de suspendare a efectelor hotărârii Comisiei de Disciplină, confirmată de Comisia de Apel. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a cerut și pozițiile Ligii Profesioniste de Fotbal și a celor de la Universitatea Cluj, care au fost trimise în termenul cerut de Forul Elvețian. Cazul va fi judecat pe fond, iar decizia va fi dată pe 10 iunie. În cazul în care CFR pierde meciul cu Cluj, dar Tribunalul de Arbitraj Sportiv dă o decizie favorabilă echipei din Gruia, aceasta va câștiga la masa verde cu 3-0. Derbiul din Ardeal se va rejuca astăzi de la ora 21:30. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Andreea Mezei și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Vremea se menține răcoroasă, cerul prezintă înorări temporare, iar aversele, posibil însoțite de descărcări electrice, se vor semnala doar local. Vântul suflă slab și moderat, iar presiunea atmosferică va crește ușor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 15 și 25 de grade, iar cele minime între 3 grade în depresiuni și 15 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 12 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 11 grade la Aiud și Blaj și 8-9 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții scade și regimul termic, astfel încât găsim înregistrate 6 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 5 grade la Aiud și Blaj și 4 grade Celsius la Câmpeni. Sâmbătă vremea se va încălzi, înorările vor fi mai accentuate în zona de munte după amiaza și la începutul nopții, iar fenomenele meteorologice întâlnite zilele precedente se vor semnala local. În rest, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiuni, spre 5 grade Celsius. Așadar, aproximăm valorile termice de mâine, situându-se în jurul a 26 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 25 de grade la Aiud și Blaj și 23 de grade Celsius la Câmpeni. Duminică, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru a doua decadă a lunii mai. Cerul va fi variabil, cu înorări în zona de munte, unde local vor fi averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În rest, doar ploi, izolat, de scurtă durată. Temperatura aerului va avea valori maxime cuprinse între 21 și 29 de grade și minime între 6 și 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!